Cu toate că sezonul cald și-a intrat pe deplin în drepturi, bolile specifice sezonului rece nu le dau pace gorjenilor. Bolile respiratorii continuă să umple saloanele secțiilor și sălile de așteptare ale cabinetelor medicilor de familie. Numai în această săptămână au fost înregistrate peste 1000 de cazuri de viroze și pneumonii, număr record pentru această perioadă, după cum susțin oficialii Direcției de Sănătate Publică Gorj. Dacă în perioada anterioară cei mai afectați erau bătrânii, în ultimul timp au fost mai multe cazuri de viroze la tineri și la copiii de până la 14 ani. Recomandăm în continuare populației să aibă grijă de sănătatea dumnealor, să consume cât mai multe legume și fructe, mai ales că în această perioadă deja ieșim din iarnă și se simte prezentă și astenia de primăvară. De asemenea, să facă cât mai multă mișcare în aer liber și de asemenea să evite persoanele bolnave și să se prezinte la primele semne de boală la medicul de familie. În această perioadă încep să-și facă simțită prezența și afecțiunile de sezon, cele mai cunoscute fiind alergiile care afectează, din păcate, toate categoriile de vârstă. O altă afecțiune pe care o întâlnim în această perioadă este alergia, alergiile de sezon, alergii pe care le întâlnim la polen, la praful de zi cu zi, mai ales că gospodinele vor începe să facă curățenie și este necesar să ne ferim de acești factori care ne provoacă alergii. Cadrele medicale recomandă ca tratamentul alergiilor să se facă numai la recomandarea specialistului.